Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Slăvit să fie Domnul și mă bucur că suntem în casa Lui și aici putem să îi onorăm numele împreună. Aș vrea din mesajul Îngerului pe care îl avem la sfârșitul Evangheliei după Marcu să scoatem câteva învățături pentru noi, pentru viață, pentru cum vorbim, pentru cum umblăm, pentru cum lucrăm pentru Domnul. Iar pasajul acesta și de fapt de la Paștele pe care l-am avut noi până la cel din România, care e la începutul lunii mai, vom avea tot mesaje și atmosferă de ziua sărbătorească a Învierii Domnului Iisus Hristos. Evanghelistul Marcu ne vorbește foarte scurt, succint, despre femeile care au fost la mormânt și un studiu frumos ar fi să le luăm pe fiecare în parte și să vedem lucrarea pe care a făcut-o Domnul Iisus în viața lor de minune, de lucrare harică în care le-a schimbat viața și ele l-au urmat pe Domnul și din Galileea până la Ierusalim și și aici la Ierusalim l-au slujit pe Domnul, l-au urmat și l-au preamărit. Evanghelistul Marcu, cel care e primul care de fapt scrie Evanghelia și o are într-un fel primită în detaliile pe care le dă de la Apostolul Petru, Evanghelistul Marcu ne dă detaliile acestea în legătură cu femeile, în ultimul capitol, femeile care l-au urmat pe Domnul și l-au slujit. Și aici ne spune că Maria Magdalena, Maria mama lui Iosef și Maria Salome, care e mama lui Iacov și Ioan, s-au dus la mormânt și fiind acolo s-au dus ca să-i pregătească, să completeze și să încheie îmbălsămarea care a fost făcută de Iosif din Arimatea și de celelalte femei și să mai vadă, să-l mai vadă pe Domnul. Marcu ne spune că în ziua din tâi a săptămânii, deci în duminica Învierii, dis de dimineață, și ne spune când soarele încă nu răsărise, dar putea să spună când era încă întuneric, au ajuns la mormânt ca să-și împlinească lucrarea. O lucrare frumoasă pe care au făcut-o ca o jertfă Domnului. Și mormântul e gol, piatra răsturnată de la gura mormântului și mai mult. Aici ne spune că au intrat în mormânt și au văzut pe un tinerel. Tinerelul acesta e un înger care în celelalte evanghelii apare și vorbește cu același mesaj. Marcu ne spune că femeile au văzut un tinerel, nu un înger. Acesta e chipul unui înger care e ca un tinerel și le dă un mesaj frumos. Și din mesajul tinerelului, al îngerului care apare într-un chip de tinerel, aș vrea să iau câteva învățături. Aici e un mesager divin care vorbește femeilor. Cuvântul de înger în limba ebraică și în limba latină și e mesager. Îl avem
pe un înger care dă de știre și spune lui Lot, care era în Sodoma, îi spune lui Lot să iasă, are un mesaj urgent, e o depeșă, o telegramă specială și dată printr-un înger, să iasă din, pentru că urmează urgia din Sodoma, anunță un înger, are o solie pentru familia lui Samson, unde s-a născut Samson, și îi dă solia femeii. Vorbim mereu că femeile, soțiile nu sunt așa importante și că, de fapt, în fața legii, în vremea Domnului Iisus, nu aveau o tărie, de, o putere de mărturie în procesele Romei. Uitați-vă că Domnul iubește pe femei, iubește surorile, sunt scumpe și aș vrea să spun și celor care sunt aici că sunteți scumpe înaintea Domnului. Și nevasta sau solia despre nașterea lui Samson e dată tot unei femei. Nașterea lui Ioan Botezătorul, tot printr-un înger, de data aceasta o dă îngerul lui tatălui, lui Simeon, dar și acesta are, ca și Avraam, parcă, și după ce voi cunoaște, eu sunt bătrân, Elisabeta e bătrână și tu vii să-mi spui, nu știi că există anumite lucruri pe care noi oamenii nu le mai putem face? Și îngerul îi spune, mă pui la îndoială, e bine, atunci n-ai să mai vorbești până când se naște Ioan Botezătorul. De asemenea, nașterea Domnului Iisus e anunțată prin îngeri și lucrul acesta iarăși e frumos. Aș vrea din mesajul pe care îl avem în versetul 16, capitolul 16 la versetul 6, el le-a zis, nu vă temeți, căutați pe Iisus din Nazaret, ca și cum știu pe cine căutați. Mesajul acesta e un mesaj de pace, așa ca și alte mesaje ale îngerilor. După 2000 de ani, mesajul acesta rămâne un mesaj de pace, de biruință a cuvântului Domnului și o biruință a Domnului. Nu vă temeți. Am venit să vă alin temerile pe care le aveți. Am venit să vă spun, nu vă speriați. Deși Marcu ne spune, apăruse ca un tinerel, chipul pe care îl avem în Daniel, al îngerului, cu fața ca o flacără și ochii iarăși ca focul, e diferit. Aici e un tinerel care stă pe piatră și nu vedem că le sperie, deși ele au fost speriate, înfricoșate, că de aceea le spune îngerul, nu vă înspăimântați, nu vă speriați. El, îngerul, știe și parcă simte ce era inima lor. Veniseră pentru Domnul Iisus și mormântul e gol. Maria, în Evanghelia după Luca, vine și spune, l-au furat pe Domnul, au venit și l-au luat, nu mai este. Nu pricepem, nu cunoaștem ce s-a întâmplat. Aici îngerul le spune, știu că voi căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit, dar a înviat. E un mesaj de bucurie, de pace. Mijlocitorul nostru merge să ne pregătească un loc. Mă duc să vă pregătesc un loc. Nu e mesajul acesta de bucurie pentru toți cei care sunt aici în Valea Plângerii, a necazurilor?
îngerul așteaptă și, și spune că Mântuitorul, Cel care e vestea bună, e Evanghelia noastră, așteaptă să fie trimis de Tatăl să ne ia pe noi. Și asta așteptăm noi. La evrei cuvântul vine și spune, așteaptă de acum ca să pună pe vrăjmașii lui sub picioarele lui biruința pe care Domnul o are în vestirea cuvântului prin gura noastră. Și în momentele acestea vrem ca diavolul să fie strivit sub picioarele noastre, pentru că vestim pe Mântuitorul care vine. E alături de noi, Mântuitorul, e veste bună, e lângă noi, a promis că nu ne părăsește, nu vă las, orice ar fi, nu vă înfricoșați. Căci nu avem, spunea la evrei în epistolă, nu avem un mare preot care să n-aibă milă de noi și de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, ne cunoaște bine, ne cunoaște frământările. E un mesaj de pace. Îngerul e trimis cu o față de tinerel, o față parcă de copilandru unor femei. Nu-l trimite ca altă dată lui Daniel la râu să-i spună mesajul pe care îl are, ci ca un tinerel. Mesajul acesta e un mesaj de veste bună. El cunoaște slăbiciunile noastre, cunoaște păcatele noastre, e unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, vorbind de Domnul Iisus. E un mesaj de veste bună și vă îndemn, frați și surori, mai ales că avem acum, pregătim un timp în care vestea să fie vestită proaspăt printr-un grai de har în săptămâna ce urmează. Fiți vestitorii de veste bună, fiți oameni care să fiți evangheliști, fiți oameni care să aveți pe buze harul lui Dumnezeu, chemați pe alții la Domnul. Mesajul acesta e un mesaj de putere. Îngerul vine și spune, a înviat. Ne-am obișnuit cu cuvântul acesta, dar pentru ei era un mesaj greu de înțeles. S-a întâmplat ceva ca cel care a murit să vină iarăși și să umble cu noi? În săptămânile dinainte, Domnul strigă în Betania, Lazare, ieși afară! Poruncește chiar unuia care intrase într-un fel că putrezea trupul. Ce se întâmplă, și noi spunem, Hristos a înviat, dar nu pricepem de plin procesul fizic care a avut, pentru că e un proces divin. Trupul acesta care e supus putrezirii, spune Apostolul Pavel, și vorbește despre noi, o veste bună, neînțeleasă, va fi schimbat dintr-o dată, la o clipită, va striga el și strigătul lui face ca mormintele să se deschidă și morții să învieze. E un mesaj de putere. Avem în Evanghelia după Marcu de câteva ori cuvântul despre piatră. Piatra a fost prăvălită și mai de mult învățam și rupeam inima cu limba greacă și limba și gândul. Aici e de fapt o singură rădăcină la care i s-au pus câteva sufixe. În versetul de la 15, la capitolul 15, versetul 16, spune că a ajuns la mormânt și a prăvălit
au prăvălit o piatră la ușa mormântului. Acoperirea ușii sau a deschiderii înspre mormânt, care e în piatră, avea în față un șanț, un șanț în care aluneca o piatră. Și aici cuvântul e proschineo. Nu poate fi confundat cu celelalte. Aici e alunecarea pietrei, care e rotundă, într-o canelură din fața gurii ușii și acoperă ușa. De aceea femeile, când au venit, se întrebau. Azi noapte mă gândeam, pentru că femeile cu gospodăria și fiind gospodine, își fac planurile dinainte. Cu 3 zile înainte se gândesc și știu ce o să fie de mâncare astăzi. Știu cum o să gătească, și de ieri își cumpără alimente și le fac. Nu vreau să continui, pentru că nu vreau să vă fac foame acum, însă asta e în spiritul femeii, să pregătească. N-ați auzit despre bărbați că nu întreabă indicații unde merg la adresa aceea? E în felul nostru, lasă că ajung eu, știu eu, mă gândesc eu, mi-aduc aminte de alimentarea de acolo, de prăvălia de dincolo și ajung eu, nu-ți fă grijuri. Și până la urmă ajungem să rugăm nevasta, măi, dă tu telefonul unde mergem, că eu nu mai știu cum am mers. Femeile sunt foarte organizate. Mă gândeam aseară și le spune... Evangheliștii le părăsc, mergeau spre mormânt și acum se gândesc, cine ne va prăvăli piatra, cine ne va da piatra la o parte. Abia acum vă gândiți, nu trebuia de acasă, n-aveau telefoane, n-aveau e-mail-urile astea, însă ele acum se gândesc, cine ne va prăvăli piatra? Și cu ocazia asta aflăm că piatra era foarte mare, foarte grea. Ele nu puteau să miște piatra aceea. Și avem celălalt cuvânt, femeile ziceau una către alta, cine ne va prăvăli? Și aici e apochilia sau apoculia. Cine ne va prăvăli piatra? Și când stăteau și au dat seama că piatra deja era prăvălită. Ce e frumos aici e cuvântul acesta, anachilio. E piatra a fost dată nu la o parte, a fost dată cât colo. Și atunci vin și citesc versetul, și când și-au ridicat ochii, piatra nu e jos, e undeva mai sus. Sunt 3 cuvinte, una să fie rostogolită piatra, una să fie dată la o parte, și al 3-lea cuvânt, și nu vă mai... Aici e vorba de dată, nu la o parte, dată cât colo. Regiunea e cu dealuri. Se pare că piatra, când a venit un înger, a luat-o și așa ca pe un fulg de zăpadă, l-a suflat încolo. Aici e minunea pe care o văd femeile și sunt speriate. Cuvântul aici e unul care spune de o putere extraordinară. Ele n-ar fi putut să miște piatra și piatra e dată cât colo. Aici e vorba de puterea îngerului. Avem în cronici că Domnul trimite un înger. Ierusalimul e în pericol și e împresurat de oști asiriene. Gândiți-vă că vin după deal dintr-o dată 185.000 de soldați
înarmați, gata de luptă, să asedieze Ierusalimul. Și Domnul lasă oștile astea, 185.000 de soldați. Ierusalimul într-o oră ar fi fost făcut praf. Domnul trimite un înger. Și cuvântul ne spune că spre dimineață tot câmpul era trupuri moarte. Cum a făcut de la unul la altul, sau a suflat peste ei îngerul acesta împotriva a 185.000 de soldați asirieni? Slăbiciunile noastre el le cunoaște. E un mesaj de putere, dar e și un mesaj de făgăduință, de promisiune sfântă. Nu vă spăimântați, căutați pe Iisus din Nazaret, care a fost răstignit. A înviat, e veste bună, nu este aici. Și atunci le duceți-vă de spuneți ucenicilor și mergeți și voi în Galileea. Mesajul de făgăduință pe care îl are îngerul pentru femei. Căci însuși Domnul nu-i o făgăduință frumoasă, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu. Când va suna, ne vor strânge la oaltă și ne vom ridica cu toții în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Așteptăm ziua aceea, ce frumos va fi! Ce glorios va fi, ce adunare la oaltă. Galileea lor e pentru noi slava cerească, unde ne vom întâlni cu Domnul, vom fi împreună cu El, ca să-L slujim și să-L binecuvântăm numele, toată trăirea noastră. Și Apostolul Pavel le dă tesalonicienilor, care erau speriați, că între ei mor unul, mor doi, aduc o slujbă, aduc o închinare, mai mult ne adunăm la cimitir decât în altă parte. Și ei au intrat într-un freamăt, într-o temere, cei din Tesalonic, și Apostolul le spune, nu, 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 așteptați pe Domnul, așteptați pe Cel care are îndurare de noi. Noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Așteptăm pe Domnul, vrem să ne întâlnim cu El și El însuși. Textul de la Tesaloniceni, capitolul 4, parcă ne spune că nerăbdarea nu e numai la noi, ci e și la Domnul. Așteaptă un cuvânt din partea Tatălui, să sune din trâmbița lui Dumnezeu, să așteptăm și noi glasul acela de arhanghel, de putere, care zguduie temeliile cerului și ale pământului, ca să ne întâlnim împreună cu El în glorie. Ce frumos va fi, ce glorios va fi să ne vedem din nou cu unii și să ne prezentăm unii cu alții. M-am dus la sora Negru să-mi cer scuze că n-am prezentat pe oaspeții pe care îi are. Să vină fratele Călinescu, zic așa, un om blând, un om bun, un om... Socrul meu se spune, vin o să-ți prezint familia, pentru că nu-i cunosc. V-aș fi spus fratele Alexa să vină să-mi spună, dar pe neamurile noastre le mai cunoaștem. Vă mărturisesc, atâtea rude avem, vin o să-ți prezint și să încep să strâng mâna cu unii, cu alții. Vin o să-ți spun despre cei pe care i-ai convertit la credință. Vin o să îți spună două cuvinte, sora de aici, că mi le-a povestit mie și vreau să ți se spună și ție.
Ce glorios va fi de slavă! Apostolul Pavel încearcă să spună tesalonicenilor, dar ne dăm seama că nu sunt cuvinte. Într-o clipită, spune corintenilor, vom fi schimbați. Și din trupurile acestea, el face să se împlinească cuvântul din psalmi. El schimbă tânguirile, necazurile noastre, plângerile noastre. Le schimbă în izvor de bucurie, de cântare, de laudă. Și noi vom fi schimbați într-o asemănare a chipului dragostei lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. El are o veste bună, ne-o trimite printr-un tinerel, o trimite printr-un copilandru, printr-un mesager divin, printr-un înger și ne spune, sunteți preiubiți ai mei, pot să se mute munții, pot să cadă dealurile, dar dragostea mea pentru voi nu se va micșora. Suntem preiubiți ai lui Dumnezeu, cel care pregătește un loc în slavă pentru noi. Mă cheamă mereu Alex să mă mut în Colorado, din dragoste pentru biserica aceasta. Eu stau aici. E supărat și îmi spune, veniți aici și nu o să mai plecați de aici. Zic, asta mi-e teamă și mie. Că vă spun, Chicago nu e cel mai bun loc în care să trăim. Prețurile sunt aproape duble de acum 2 ani. La toate lucrurile, viața e scumpă, suntem prinși într-un clește așa și îi spun băiatului meu, zic, măi Alex, aici a venit Deda, aici a venit Alexa, aici a venit și îmi spunea ce bună e apa. Și tu vrei să mă mut de la apa asta bună, că n-a fost întotdeauna bună, a fost ca apele de la Ierihon, a trebuit să fie îndulcite și, și iar să vă fac o mărturie, pentru Alexa Popovici, eu beau apă din Cișmea, nu din sticlele astea pe care dăm bani. Și m-am obișnuit, nu știu, se creează în trup, că am fost avertizat. Sunt atâtea lucruri care nu sunt bune în apa de la Cișmea și la Ierihon apa nu era bună de băut deloc. Dar nu știu cum, o bucată de lemn a făcut-o bună și eu mă bucur că sunt aici. Și întotdeauna mulțumesc Domnului că sunt aici. Și Moody spunea, cândva veți auzi și veți citi în ziare, că Moody, D. Dwight L. Moody, a murit. Și urmează în felul lui retoric, unic, cu un limbaj țărănesc, simplu, Moody spunea, să nu-i credeți. Să nu credeți că am murit. Voi fi mai viu atunci decât tot timpul cât am fost în viață. Cumva aș vrea să spun, veți auzi că am plecat. Să nu-i credeți. El vine iar și cu el venim toți cei care suntem plecați înainte acolo. E o veste bună. E o veste de putere și e o veste de promisiune sfântă și trebuie să luăm pe Domnul pe cuvânt. El vine iar, ne înșală. Dacă ar fi fost să v-am spus vreodată ceva care să nu fie adevărat, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunteți voi, să fiu și eu. Și unde sunt eu să fiți și voi. Dăm slavă Domnului pentru felul în care se poartă El cu noi. Așa gingaș, așa delicat cu fiecare din noi. Și ne iubește
și ne iubește până la capăt și fiecare cuvânt pe care îl spune e o făgăduință, e o perlă, e un mărgăritar, e un juvaier pe care ni-l dă fără plată, pentru că ne iubește. Luați cuvintele Îngerului și să ne facem și noi în asemănarea cuvintelor Lui. Avem o veste bună, e o veste de putere, pentru că e din partea Lui Dumnezeu, și o veste în care avem o făgăduință sfântă, de care ne legăm și noi cu viața noastră. Domnul să fie binecuvântat și El, într-adevăr, să lucreze în noi, ca fața noastră, ca inima noastră, ca umblarea noastră, să aibă asemănarea Fiului lui Dumnezeu. Amin. Sosită e iar primăvara și câmpul e înverzit, văzduhul